Anunțul momentului în showbizul românesc. Larisa Drăgulescu a născut cel de-al treilea copil. Vestea a fost dată chiar de către vedeta în vârstă de 39 de ani, aceasta făcând publică și prima imagine cu băiețelul. A devenit cunoscută prin prisma mariajului său cu gimnastul și fostul concurent de la Survivor România, Marian Drăgulescu. Vedeta, în vârstă de 39 de ani, a avut o relație plină de peripeții și destul de controversată cu sportivul de care a ales în cele din urmă să se despartă. După câteva săptămâni de la separarea de fostul său partener de viață, Larisa a decis să o ia de la capăt pe plan romantic. Astăzi este împreună cu un alt bărbat de profesie ITist, care se pare că nu trăiește o viață publică. Este și tatăl copilului pe care vedeta a așteptat să-l aducă pe lume. Bine ai venit pe lume, puiul nostru, Cezar Andrei, a notat Larisa Drăgulescu în dreptul unei imagini cu fiul său nou-născut. Vedeta a fost felicitată și de utilizatorii online de pe rețelele sociale. Felicitări, Larisa! Multă sănătate, fericire ție și lui Cezar Andrei! Multă sănătate întregii familii! Felicitări! Să vă trăiască și multe bucurii! Să-ți trăiască! Să fie sănătos! Să vă bucurați de această minune! Sunt câteva dintre mesajele internauților.